bine v-am găsit în lumea copilăriei! Emisiunea de astăzi este una deosebită pentru că protagoniștii ei vor fi deopotrivă elevi de grădiniță cât și elevi de școală generală. Copiii de la Grupa Mare Pregătitoare, Grupa Albinuțelor, din grădinița cu program normal numărul 1, vor fi ajutați de colegii lor mai mari, din clasa a 7-a a Școlii Generale Mihail Cogălnicianu din Sebeș, să realizeze papirusuri. Acțiunea de astăzi se desfășoară în cadrul parteneriatului O istorie a culturii pentru preșcolari, coordonat de doamnele educatoare Aldea Alina și Panța Raveca și doamna profesoară Pop Cristina. Să-i urmărim! De obicei, cei mici învață de la cei mari, așa-i? Ei, prima parte a lecției noastre de astăzi, învățați și voi ceva de la cei mici. Care, de la începutul anului, derulează un proiect pe care îl cheamă Istoria Culturii pentru Preșcolari, care ne întâlnim lunar și învățăm despre pictură, despre istoria scrisului, viitor, despre literatură, tot ce ține de cultură. Și am început prima noastră activitate, am făcut referire la începuturile picturii. David, stăm jos, te rog frumos. Mulțumesc. Și am învățat noi că începuturile picturii au fost, de fapt, desenele făcute în pește pe pereți. Și acum, ca să ne amintim să vă învețe și ei ceva pe voi, o să-i întreb eu pe ei. Cum se numește pictura care se făcea în peșteri? Cum se vă mânuțe sus? Poftim! Pictura rupestră. Pictura rupestră. Gabriel, cine făcea o pictură rupestră în peșteri? Preistoricii. David, cu ce pictau ei? Cu crengi. Cu crengi. În loc de ce? În loc de pensulă. În loc de pensulă. Yadira, ce foloseau ei? În ce jmuiau pensulele? Culori făcute din? Din culori din petale de flori. Din petale de flori, așa-i. Își mai aduce cineva aminte? Ce picau ei? Andrei, ce picau ei pe pereți? Animalele vânate, așa-i? De obicei, oamenii pictează ce văd în jurul lor. Nu? Și voi mi-ați pictat aici, noi am făcut un mic experiment și fiecare mi-a pictat câte ceva. Oana, este Oana astăzi? Nu. Oana ne-a desenat o floricică atunci, un trandafir. Tot ce avem pictat aici este făcut pe pietre, au pictat cu crenguțe, cu crenguțe de copaci, la fel ca și oamenii preistorici. Deci avem un trandafir făcut de Oana. Avem... Andrei, ce e aici? O grădină întreagă? Nu. O floare, o casă și un medicament. Aha. Și iarbă. Am înțeles. Iarbă pe sus. Cristinica, Cristina, oare aici ce avem? Eu mi-aduc aminte că noi aici am făcut ce? Am numărat animalele vânate. Așa mi-aduc eu aminte. Nu mi-aduc aminte bine? Așa ți minte. Că aici erau căprioarele vânate, mai jos erau bibolii și am numărat că ei așa făceau un pește. Nu? Făceau câte o liniuță pentru fiecare animal pe care îl doborau. După ce am învățat despre pictura rupestră, am mai avansat un pic în... Poftim! Și a da! Cerință nu specială. Aici avem o pictură făcută de Gabriel, care este o floare de dedicație pentru mama lui. Te mulțumiți acum? Și David, care ne-a desenat un medicament. Corect? Da. David desenează mereu medicamentele, cred că vrea să se facă doctor. Avansând noi în istoria picturii, dar așa cu pași destul de mari, pentru că ei sunt destul de mici și n-au să rețină toate etapele picturii, am ajuns la ceva care seamănă foarte mult cu felul lor de a gândi. Pictura naivă.
Roxana, oare mai știi de ce o numeam pictură naivă? Semănea cu ce? Pictura cui? Adulților. Este pictura adulților care se inspiră din pictura? Din pictura copiilor. Ce am spus noi? Că naivi sunt cei care văd lucrurile altcumva, în modul primar. Ce am spus noi? Copiii întotdeauna văd florile din jur. Oamenii mari ce văd? Trotuarul, pietricelele, găurile din asfalt. Voi ce vedeți? Floricele, iarbă, pomii. Buburuzele, pomii. Voi sunteți atenți la lucrurile frumoase pe care noi ce facem cu ele? Le mai uităm sau nu le băgăm în seamă. Și aici avem picturile naive făcute de grupa mare pregătitoare. Am refolosit practic niște desene de ale lor pe care le-au făcut cu doamna educatoare și pe care noi le-am transformat în pictură naivă cum? Preluând un singur element din pictura naivă, pentru că e mult mai complicată pictura naivă decât pare. Și am folosit conturul negru, definirea fiecărui element în parte. Și acum nu o să mai spun fiecare care desen îl are, dar majoritatea din cei prezenți au câte un desen aici. Iar ultimul element pe care noi l-am făcut împreună a fost pictura care? Cubistă. Pictura cubistă. Și de la ce pleca pictura cubistă? De la forme. Forme geometrice. Bravo, Iadira. Legat de la forme geometrice. Și acum folosim formele geometrice, fiecare ne-a desenat câte ceva. Fluturii sunt niște triunghiuri, ziua este formată din rotocoalele ceasurilor, floarea este formată din pătrate, pictura cubistă, o să învățăm și noi. Ei au învățat înaintea noastră, noi o să învățăm la literatura despre curentele avantgardiste și despre poezia Dada pe care o avem mâine în program. Așa. Ce facem noi acum? Ei au învățat pe voi câte ceva despre istoria picturii. Voi veți învăța pe ei cum să facă un papirus. Papirusul, avându-și originea la începuturile scrierii, trecem acum în domeniul nostru, că aveți dirigită profesoară de română și ar trebui să știți, la începuturile scrierii, oamenii nu aveau hârtie. Ia imaginați-vă voi o lume fără hârtie. Cum ar fi o lume fără hârtie? Cum? Anume? Așa, dar dacă am vrea să citim o poveste, cum am citit-o dacă n-am avea cărți? Păi pe ce o scriem dacă n-avem hârtie? O scriem pe pietre. Bun răspuns. Dar dacă am vrea să trimitem o scrisoare, pe pietre, dar săracul poștaș, vă dați voi seama ce greu i-ar fi lui cu atâtea pietre în tolba aia a lui de poștaș. Gabriel. Cu voce, te ascultăm. Cu polistiren. Foarte inventiv, da, ar fi mult mai ușor, așa-i. Dar, la începuturile scrierii, când oamenii au început să scrie, scriau cu tot felul de semne ciudățele, așa cum faceți voi semnele grafice, așa-i? Nu aveau A, B, C. Aveau, de exemplu, o pasăre desenată pentru păsări, sau aveau tot felul de liniuțe complicate, alcătuite, cum e scrierea chinezească. Și, într-adevăr, la început oamenii scriau pe pietre, Iadira, nu chiar pe pietre, dar pe niște tăblițe pe care zgâriau și după aceea le uscau la soare. Așa, bravo! Vă știați? Nu. Sigur că da. Te uitai la un pic și scriau pe tăblițe. Amintiri din copilărie. Bravo! Ați auzit amintiri din copilărie? De cine scrie amintiri din copilărie? Oamenii au încercat atunci să găsească o modalitate de a face lucrurile mai ușoare, să se păstreze mai ușor. Ce ar însemna să avem o bibliotecă plină cu pietre? Sau cu polistiren? Dacă s-ar...
duce din el bucățele. Am pierdut părți din poveste, așa-i? Și atunci oamenii au început să-și inventeze un material pe care se scrie. Și în Egipt, în urmă cu 6.000 de ani, au început să folosească fibre din plante. Voi ați văzut cum arată o tulpină de plătuță, așa-i? Da. În tulpina aia de plătuță sunt fibre care o fac să stea dreaptă, mai rigide, mai solide. Scoteau fibrele și ce făceau? Le puneau așa. Una așa, una așa, până făceau ca un pătrat din fibrele alea din tulpină. După aceea, ce făceau? Le puneau invers. Așa, da. Mulțumesc frumos! Ce înseamnă atenția? După aceea le puneau invers. Cum jucați voi X și 0? Cum jucați? Așa, împărțiți, așa-i? Numai că le puneau una lângă alta, una lângă alta. Și? Una peste alta, una lângă alta și după aceea una peste alta, în sens invers, așa. Uite, le puneau așa, puteau degetele și apoi le puneau așa. După aceea ce făceau? Umezeau toate fibrele astea, le presau, puneau ceva greu peste ele și se năștea foaia de hârtie. Dar ce mă rog frumos le udau? Cu apă le udau. Așa făceau literele, literele le scriau direct pe hârtie apoi. În timp, oamenii au descoperit că le este mult mai ușor din scoarța copacilor și din copaci să obțină o pastă prin măcinare, să o amestece cu apă, să întindă foi și așa mai departe. Ce vom face noi astăzi și la ce vă vor ajuta cei mari este să faceți voi un papirus, dar nu să ne creăm hârtia. Pentru că ar fi un pic incomod acum și noi suntem și foarte... Ținem foarte mult la natură, așa nu suntem un copac să-l măcinăm, să-l facem pastă, da? Refolosim și atunci folosim ce avem la îndemână. Iar cei mari au să vă învețe pe voi cum se scria pe un papirus, voi o să vă scrieți numele, ajutați de ei, apoi vom pune un sigiliu din ceară. Ați văzut poveștile la televizor unde fiecare împărat și prinț când desface cu o scrisoare din aia lungă, are acolo așa un gogolos de ceară. Deci îi pune inelul și a sigilat scrisoarea ca să o închidă, după care ne vom lega papirusul. Dar pentru că sunt lucruri pe care voi, micuți, nu le puteți face singuri, îi avem pe ei care să ne ajute să ne scrie numele, pentru că nu toți dintre voi știți toate literele. Toată lumea știe toate literele, ce sunt lită plăcută, atunci poate învățați voi pe ei să scrie numele, să nu avem vreo surpriză. Și în primul rând vă vor ajuta atunci când lucrați cu ceară, da? Pentru că este un procedeu mai complicat și voi sunteți destul de micuți și de sensibili. Ei v-au pregătit niște așa zise papirusuri, adică sunt niște foi de hârtie, așa cum erau și cele din vechime. Vedeți că sunt fix drențuite. Adică ei nu făceau niște foi perfecte în vechime. Făceau tot niște foi mai zdrențuite pe margine. Nu puteau să le scoate așa cum le scoate noi acum din aparate. Și cine sunt primii care... Câți avem noi aici? Oare 7? 13? 15? 19? 19? Primii 20? Vă rog frumos, fiecare vă luați copilașul în primire și vă împrieteniți cu el în primul rând, că prima oară când ne întâlnim cu cineva, ce face? Face cunoștință, așa-i? Cum se duce la Oh,
Lucrările copiilor sunt gata și acum vom sta de vorbă cu doi dintre ei. Cum te numești? Bună ziua, numele meu este Paula. Tu cum te numești? Gabriel Pop. Ce ai învățat tu astăzi după întâlnirea cu copiii de la grădiniță? Ei ne-au învățat pe noi despre elementele de pictură, iar noi pe ei despre începuturile scrierii și apariția hârtiei. Și voi ați realizat niște? Niște papilusuri. Cum le-ați făcut? Iarăși puțin. Mai bine a scris numele, a făcut semne grafice și aia a scris numele care ne-au ajutat. În partea de sus a papirusului ți-ai scris tu numele, iar jos este scris numele cele care te-a ajutat să realizezi acest papirus. Vă mulțumim!